Primarul reales din comuna Furata, Aurel Furtot, s-a adresat online susținătorilor săi după ce s-a reîntors la primărie și a început proiectele promise în campanie. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot provoca greață. Stimați membrii, stimați membrii cetățenii care sunteți membrii cetățenii a informației voastre comună Furata, Furata e numele comune U. Care e foarte frumoasă. Numele meu este Aurel furtos, Relu furtos, domnul Relu, Auraș furtos, Aurica furtos, depinde ce depinde cine se adresează. Și sunt primar, reales. Sunt primar, pot zice, de pe vremea când m-am născut, pentru că m-am născut în primărie, pentru că am a făcut cu pană, că au venit și când am ajuns eu deja. Deja sunt geam din primărie. Vreau să vă mulțumesc tuturor care m-ați votat și am reușit să câștig pariul cu tanti Saveta, care a zis că nu mă mai alege nici dracu. Citezi, nu te mai alege nici dracu. Am câștigat și acum trebuie să dea 50 de lei, că pariu e pariu. Pot să vă spun sincer că când am aflat rezultatele de la alegeri, am murit de bucurie că am rămas primar. Pentru toți susținătorii mei care au pierdut banii de ajutor social la păcănele, vreau să vă spun că, așa cum am promis în campanie, o să măresc ajutoarele sociale cu 20 de lei. Deci, luni la primărie să veniți, pentru că 20 de lei pe dublaj de pe miză de 1000, prin 7 șeptari, două dublaje roșu-negru, scos. Știți voi! De când am câștigat alegerile, mor, mor pur și simplu de bucurie că pot să continui proiectele pe care le-am început, și anume să termin vila de la Munte, așa cum v-am zis și în campania electorală, pentru că ăștia care vin după tine, dacă vor să vină, nu mai continui proiectele pe care tu le-ai început. Deci, nu-i de bine să -l lași să vină altul după tine că de numai cu tine, Ce faci? Sunt primar gospodar, și ciudat tot ce zic, toți ciudoși ăștia care le ciudă că nu primari. Eu sunt primar. Și de tot mă le ciudă că sunt primar, că există un singur primar și un viceprimar. Și viceprimarul Nu e primar, e viceprimar și viceprimarul, există un singur primar și dacă nici viceprimarul e primar și un singur primar, le ajută pentru că eu sunt primarul, că un singur primar e și primarul zic. eu. Deci eu sunt primar și la știu, că eu sunt gospodar. Că primar gospodar și fac treabă. Că gospodar. Din păcate, nu o să pot să mă țin de o promisiune și aia e că nu pot să asfaltez comuna. Din păcate, a zis că nu s are la vreme că plouă și dacă plouă, nu pot să pui asfalt, că nu stă asfaltul pe ploaie. Și atunci așteptăm mandatul următor. Dar să nu vă fie frică de ploaie că o să atrag niște fonduri europene prin care o să construim un conac cu piscină și mașină să ne adăpostim de ploaie. Deci să nu vă fie frică. Vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă rog pe toți care n-aveți bani de măști să veniți luni la primărie pentru că am cumpărat o mie de bucăți de măști valoarea de 300.000 de euro, cele mai bune de pe piață de la Garnier. Sunt foarte bune, le-am testat și puteți vedea, mi-au scos toate punctele negre. Nu mai am deloc puncte negre acum. deci sunt cele mai bune de pe piață. Vă mulțumesc foarte mult și îmi doresc din tot sufletul să aveți o zi frumoasă ca dumneavoastră, de altfel că m ați votat. Vă mulțumesc și vă iubesc. La revedere! Nu uitați să te abonezi!